de toate! Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea Online cu de toate. Am ajuns la sezonul 6, iar în această săptămână m-am gândit că este timpul să vă îndulcesc. Iar pentru acest lucru o am invitat alături de mine pe Prăjiturela, gazda emisiunii Deserturi Magice cu Prăjiturela de pe TV Paprika. Mergem chiar acum să o salutăm. Bună și bine ai venit! Bine v-am găsit! Când și cum a apărut pasiunea pentru dulciuri? Pentru dulciuri a apărut pe parcurs. De fapt, pasiunea mea a început ca o pasiune pentru mâncare. Din copilărie, bineînțeles, râde soțul meu de mine că vorbesc mereu despre bunica mea, dar ea mi-a inspirat această pasiune pentru bucătărie. Îmi place, în general, să gătesc orice, nu doar dulciuri, doar că numele meu vă face să vă gândiți la dulciuri. Da, alias. Ne uităm la toate postările din social. Pe 16 octombrie a avut premiera emisiunea de pe TV Paprika, Deserturi Dulci cu Prăjiturela. Cum au decurs filmările? Sunt curios. Cum au fost? Deserturi magice. Magice, scuze, magice. Totul a fost foarte rapid și foarte mult. A fost destul de greu, pentru că eu am avut de trimis în avans 40 plus de rețete. Au fost 49, cred. Am lucrat cu o echipă nouă, vorbitori exclusiv de limba maghiară și engleză. Am avut un vorbitor de română, noroc a fost regizorul de platou. A fost intens, dar a fost foarte bine pentru că am lucrat cu o echipă care se vede că lucrează de mult timp, foarte închegată. Am avut acolo, din fericire, o asistentă pe partea de bucătărie, care la fel era un cofetar priceput, și asta a venit mult în ajutorul meu. Adică am simțit o susținere extraordinară din partea echipei. Eu m-am dus singur acolo. Și din România, ca să zic, da, așa, decât... Da. Am ținut legătura cu Andreea, care este reprezentant Paprika TV în România, dar acolo m-am dus singură, s-a ocupat ei de tot, de transport, de absolut tot, dar într-adevăr am fost singură și am primit multă căldură și susținere pe partea profesională din partea lor. A fost extraordinar. Familie sau prieteni, pentru întâlniri mici sau sărbători importante, dar și de zi cu zi, un desert delicios este întotdeauna expresie a iubirii. Decorul mie mi-a plăcut, am văzut și emisiunea, am fost și la eveniment, am făcut și desertul. Da, adică tu le-ai bifat pe toate și îți mulțumesc frumos. Decorul a fost o surpriză. Eu am făcut și realizarea emisiunii, adică le-am trimis în avans conceptul, m-am prezentat, ei mă cunoșteau doar din social media, dar foarte puțin, și eu m-am prezentat cum sunt eu, cum aș vrea să fie emisiunea, și din textul meu ei au făcut decorul, deci eu nu le-am sugerat nimic din decor, ei au făcut decorul cum au crezut ei că mi se potrivește. Înseamnă că de-aia mi-a atras atenția, exact. Că se pupă cu... Se pupă, da, și imaginile din studio sunt poze cu preparatele mele, pozate de mine. Asta a fost surpriza lor din partea mea. Știu că mi-au cerut niște poze la calitate bună, dar nu știam exact ce vor să facă cu ele, și când am ajuns acolo se monta studioul cu pozele mele. A fost o surpriză foarte plăcută. Da, mult succes în continuare, să mulțumesc meargă frumos. Și cei de acasă să vă uitați la emisiune. La fel și vouă, mult succes cu proiectul. Să rămână mult, mulțumim. Am aici câteva întrebări și vreau să le citesc ca să nu greșesc. Știm că îți plac ardei iuți, pentru că am văzut în descriere măslinele, vinul, ceaiul făcut în casă și sfecla roșie. Care ar fi desertul care le include pe toate? Da, nu știu, mă gândesc acum și măslinele, nu știu dacă aș putea și cu măsline, exact, dar cu restul să știi că e destul de ușor, pentru că deserturile cu sfeclă sunt de fapt, sau preparatele, îmi place foarte mult cum arată un preparat roz. Pentru că noi nu asociem decât, nu știu, poate bomboanele sau fondantele, exact, sau macaron, exact, cu roz. Da. E bine să vezi un cinnamon roll roz. E o plăcere. Și atunci poți să introduci, nu știu, să faci un aluat cu ciocolată în care ai pus un pic de ardei iute. În emisiune am un preparat, un desert cu ardei iute. Vinul la fel, poate să fie shining pentru că se... Da. Se degajă tot alcoolul, nu rămâne niciun alcool, deci nu e foarte greu. Sună așa multe ingrediente, dar să le pui efectiv într-un preparat, trebuie să-ți dai un pic voie, să-ți lași imaginația să cânte, exact. Și atunci poți să pregătești niște deserturi cu niște ingrediente aparent care nu se potrivesc, dar se potrivesc ele dacă faci un pic de chimie acolo. Da. Vorbise mai devreme despre social media. Cât de important este să fii tu natural? Pentru că mulți, știu că nu mai este în trend, dar mulți preferau să se arate ca și cum ar fi persoana perfectă, trăiesc o viață perfectă, totul e... Eu acum știu
și partea asta în care tu vrei să arăți viața perfectă, dar nu neapărat viața perfectă. Sunt mulți oameni care, în primul rând, cred că a fi vulnerabil în online e o slăbiciune. Exact. Și foarte mult timp a fost o slăbiciune pentru că am fost crescut să fim foarte judgmental, zic da, în engleză. Da. Și în momentul în care te expui, poate nu ai suficientă putere ca oameni să fii judecat. Știi, măi, eu mi-arăt slăbiciunea față de voi și voi mă judecați și mă răniți. Da. Pe de altă parte, oamenii care vor să fie perfecți în online vor să inspire, nu neapărat să-și arate ei aroganțele, pur și simplu cred. Mă rog, eu mă gândesc la oamenii care sunt de bună credință. Sunt oameni care transmit chestia asta. Da. Sunt da. Unii care chiar nu transmit, vor să devii tu invidios, nu știu, gelos, cel de acasă să sufere că posibil, el nu are. Posibil, da. Dar da. Sunt și cei care, despre care spui tu care chiar transmit da. Chestia asta. Da. Băi, e da, ok da, da. Să înveți, e ok să faci exact, asta că, pentru uite, că poți să ajungi. Da. Eu, în schimb, sunt de partea celor care au preferat să fie natural pentru că nu știu să fie altfel. Eu am crescut într-o familie foarte volubilă, expansivă, așa sunt și părinții mei, exuberanți, cei în gușă și în căpușă, ca corect, să zic așa. Corect. Și până acum n-am avut nimic de pierdut în a fi sinceră și naturală. Nici n-am vrut să fiu altfel. Am muncit foarte mult. Poți să muncești să fii într-un anume fel, cred. Poți să muncești să joci un rol. Dar de ce să nu investesc toată munca aia în a exact. Evolua pe altă parte decât să încerc să fiu ce nu sunt. Și asta a fost, nu știu, asta a fost dedicarea mea, să muncesc, să mă dezvolt emoțional și profesional, dar să rămân la fel cum sunt eu, pentru că asta simt că mă definește, naturalețea, și cred că e foarte bine să poți să ai puterea și curajul să fii așa cum ești tu când vorbim noi da. Înainte de rec și după, știi? Da. Și a ajutat, cred că, foarte mult, că s-a văzut în postări. Adică în momentul în care prezinți ceva, luai ceva din grădină, e, da. Parcă ești și tu acolo, privitorul se simte așa. Cred că oamenii au nevoie și de personaje care să le confirme că e ok să fii și așa. De exemplu, cu siguranță. Chiar zilele trecute, ieri, a fost Mental Health Awareness Day, așa. Exact. Mental Health, adică să atragem atenția faptului că există probleme de sănătate emoțională și mentală, care la noi nu se tratează nu. Încă. Și eu, de exemplu, sufăr de anxietate. Și oamenii nu asociază faptul că tu ești foarte pozitivă și exuberantă cu faptul că ești anxios. Clar. Pentru că nu se discută despre treaba asta. Și poți să le arăți oamenilor, ok, uite, așa arată un om anxios. Eu sunt foarte veselă, sunt foarte, foarte pozitivă. Dacă îmi vine seara, am o problemă să adorm pentru că mă iau toate emoțiile zilei următoare. Pățesc e și eu asta. Absolut poate normal. De-aia m-a luat cu burta durerea. Da, eram posibil, așa. Zic, băi, da. Eu știam ce urmează, dar simți aici un... Raționamentul tău știe ce urmează și zici că ai controlul. Dar corpul tău simte mai mult decât simte raționamentul, știi? Da, atunci tu nu da, poți să controlezi, da. Nu știi ce ți se întâmplă. Băi, uite, m-a luat stomacul, de ce? Da, da, îl simți că e acolo. Nu e o durere, cum nu, te gândești, nu, durerea nu, de burtă. E o durere pe care, îi spunem, durere de burtă, dar e ceva în interior acolo care... Corpul ne trimite foarte multe semnale. Din păcate, din copilărie nu am fost învățat, nici părinții noștri. Asta e datoria noastră să facem. Uite, a mea simt că e datorie față de oamenii care mă urmăresc, să le spun că corpul tău îți transmite tot. La fel când ți-e poftă de ceva, da. Când ți-e poftă de sărat, când ți-e poftă de dulce, corpul tău îți spune, am anumită nevoie. Dar tu doar trebuie să-ți dai timp să-l asculți. Corect. Care a fost cel mai fresh moment din această vară și ce planuri are Prăjiturela pentru sfârșitul de an? Da, mă așteptam să urmeze o întrebare din asta. Cel mai fresh moment, au fost foarte multe momente fresh, pentru că eu am avut un serviciu foarte strict înainte să lucrez exclusiv pe partea asta de creare de conținut și cel mai fresh moment a fost când m-am simțit liberă să nu trebuiască să mă mai trezesc dimineața să mă duc la muncă. Am răspuns pozitiv tuturor în... Uite, de exemplu, eu dacă lucram nu puteam să vin la voi la emisiune la ora da, asta. Da, corect. Am putut să merg la toate festivalurile, să gătesc, să vorbesc cu oameni. Deci n-a fost un moment, ci a fost, cred că toată vara pentru mine a fost o reînnoire, așa. O... Frumos. Da, totul foarte fresh. Și ce planuri are... Avem o surpriză, tot împreună cu Paprika TV, spun asta în premieră. De fapt, cred că am mai spus undeva, dar n-am spus ce și nici acum nu o să vă spun voce, doar că avem o surpriză în luna decembrie, un proiect foarte amplu și foarte frumos, tot cu Paprika TV, pentru că se pare că v-a plăcut emisiunea asta care deci rulează acum. Trebuie să fim cu ochii pe TV Paprika exact. Și cei de acasă. Da, 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 da. Vreau să ne recomanzi un serial, un film și o melodie pe care să o punem pe repeat. Asta este surpriza, că mi-a zis că va fi o întrebare surpriză la care nu aștept. Întrebarea surpriză n-a venit încă. Nu. Un serial,
Eu vă zic la ce mă uit acum. Exact. Mă uit la documentarul cu David Beckham. Am auzit că e foarte bun. Da, și mi se pare un exemplu pentru toată lumea. Felul în care a evoluat. N-am văzut decât două episoade. Sunt acum, am adormit de două. N-am vrut să citesc prea mult, decât că am înțeles că e foarte bun și e bine făcut și rămâi impresionat de ceea ce vezi. Da, și ok, felul în care e făcut, da, de acord, pentru că asta te ține, dar povestea lui David Beckham și felul în care el a pornit de jos și a evoluat și a muncit foarte mult, mi se pare un exemplu pentru foarte mulți dintre noi. O carte, mie îmi place să citesc Stephen King, orice de Stephen King, și o melodie care și o melodie pe care s-o punem pe repeat. Pot să vă recomand un, eu de exemplu ascult niște mixuri de pe Spotify. Da. Un mix de Norah Jones. Eu lucrez pe melodii foarte lente. Country, blues, soul, jazz. Jazz, da, dar un jazz care să mă liniștească, nu jazz. Neapărat să fie, da. Și unii ascultă podcasturi când lucrează sau... Da, da, am auzit. Eu recunosc că nu mă pot, dacă ascult un podcast, nu mă mai pot concentra la ce fac. Nici. Sau nu pot să mai fiu eu cu, ori cu preparatul meu, ori cu ce fac atunci. Și așa că dacă ascult un playlist din ăsta de muzică liniștită, uite să vă zic un Norah Jones acum că mi-a venit, simt că pot să mă liniștesc. Așa că vă recomand cu mare drag. Și întrebarea surpriză, cum definești o femeie sexy? Poate spun cum ar trebui să fie, scuze că te întrerup. Nu știu cum ar trebui să fie. Cum ar trebui să o percepem și noi restul, că știi, mulți gândim că sexy înseamnă vulgar. Da, se face, cred că chiar acum mă uitam ori la un podcast, ori la... nu mă uitam la un podcast, o urmăream pe Marilu Dubrescu, care spunea că oamenii care urmăresc în online, unii dintre ei fac confuzia între a fi bine cu corpul tău, a fi sexy, a fi naturală, cu a fi vulgar sau porno. Că și asta e. Și mie mi se pare că e o mare diferență. Cred că o femeie sexy sună ușor clișeic, este o femeie deșteaptă și o femeie inteligentă. Că poți să transmiți feminitate și voluptate și prin felul tău de a fi. Nu trebuie neapărat să te îmbraci provocator sau să... Cred că dacă poți să ai cuvintele la tine, să fii tu, să ai încredere în tine, poți să transmiți și sexiness, ca să-i spun așa. Mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația. Mult succes cu emisiunea și așteptăm surpriza din decembrie. Mulțumesc și eu pentru invitație și vă doresc și vouă mult succes. Mulțumim frumos. Noi mergem mai departe și dăm cu play altor 6 recomandări pentru playlistul vostru de weekend. Online cu de toate. Don't stop the music. She got the love she is dreaming of. Non-stop and back to back. Give me a pinco. Și-n viața mea îți voi purta numele. One hit after another. Just feels so good. You're on the number one. Number one means you're always on top. You're number one. Play you control. Online cu de toate. După atâtea dulciuri, dăm o fugă prin cinematografe să vedem care sunt premierele din această săptămână. Online cu de toate. Și mașina lovind bariera, a sărit de la locul ei și m-a lovit în cap. Am intrat în comă. Am stat în comă un an și o lună. Am primit un mail că am câștigat la loto. Cum? Ce, mă? Iar? Să minăm? Păi, eu am fost miner în tinerețe. Ce faci cu asta pe cap? Cum adică ce fac? Și! Online cu de toate!
Atât pentru această săptămână. Nu uita să ne urmăriți pe toate canalele noastre de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Noi ne revedem săptămâna viitoare, tot aici pe canalul nostru de YouTube, play.ro, joi de la ora 18. Nu uitați că luni urmează Dă-i cu Play, marți Beauty Light, miercuri You Are Not Entertainment, joi Online cu de toate, iar vineri pauza de seriale cu Bogdan Cazan. Până atunci să aveți un weekend excelent, v-am pupat!